Pandemia de COVID-19 a provocat moartea aproape 15 milioane de oameni din întreaga lume, estimează Organizația Mondială a Sănătății. Numărul celor răpuși de COVID-19 este cu 13% mai mare decât estima Organizația Mondială a Sănătății în urmă cu 2 ani. Organizația consideră că multe țări au subcontorizat numărul celor care au murit din cauza COVID-19. De exemplu, în India ar fi vorba despre 4,7 milioane de decese cauzate de virus, adică de 10 ori mai multe decât cele apărute în cifrele oficiale. Guvernul indian a pus la îndoială estimarea, spun spunând că are îngrijorări cu privire la metodologie, dar alte studii au ajuns la concluzii similare cu privire la amploarea deceselor din această țară. Rusia, Indonezia, Sua, Brazilia, Mexic și Peru sunt alte țări în care foarte mulți oameni au fost uciși de COVID-19. În cazul Rusiei, numărul persoanelor care au murit din cauza COVID-19 este de 3 ori și jumătate mai mare față de cele raportate de autoritățile din această țară.